De exemplu, cel mai bun lucru pe care mi l-a adus izolarea este un nou membru al familiei. Nu, nu este vorba despre un bebeluș, ci despre un cățeluș. Acest răgălaș ne face în fiecare zi să râdem cu hohote, ba chiar mai mult avem mai multe subiecte de discuție. Bine, inclusiv discuții despre cine strânge prin casă după cățel. Dar, pe total, avem o atmosferă plăcută și jucăușă în casă. Am triat cele peste 2500 de poze care au strâns aici, le-am pus în albume, în funcție de vârstă, de personaje și evenimente. În fiecare zi mi-am propus să fac sport și nu am reușit. Ce să vezi? Acum am timp. Ba mai mult, cotrobăind după o minimă logistică, în așa fel încât să pot face exercițiile pe care mi le trimite vecina mea, Sandy Țălnar, am descoperit o amintire dragă mie. Corda pe care sărea fetița mea când era preșcolar. Acum ea are 30 de ani. Nu mai trebuie ei, dar o folosesc eu. Stând acasă, odihnindu-mă, am avut inspirația de a-mi aranja toată lenjeria corporală în compartimentele respective și de aceea vreau să vi le arăt, pentru că este o chestie foarte interesantă și este organizatorică administrativ, dar este un lucru foarte frumos. Izolarea la țară m-a determinat să încerc un alt hobby. Mi-a plăcut grădinăritul și m-am hotărât să fac un solar în care am pus roșii, ardei și alte legume. De când cu această carantină, am început să-mi prepar singur de la clasicele clătite până la prăjituri cu patru straturi, de la mult prea cunoscutele sarmale până la mâncăruri indiene. Și toate acestea doar datorită izolării la domiciliu. Am avut timp să mă ocup de costumele mele populare, lăsate de mama mea ca moștenire. Priviți cât de frumoase sunt. Aceasta este o fotă, acolo am și ghigi și șorturi și de toate. Eu sunt acasă, mi-am găsit o pasiune. Am început proiectul unei mașini legendare, Aro 240. Stați acasă, salvând vieți. Izolarea are parte bună pentru mine. Acum am timp să mă rog mai mult la micul meu altar pentru familia mea și pentru toată lumea. Dacă are și izolarea asta părțile ei bune, sigur că da, dragi prieteni. Ia uitați, am recitit pe Marele Păunescu, da? Și am învățat să fac pâine de casă. Chiar acum o să scot un produs făcut în casa noastră din făină integrală. Merge? M-am regăsit cu familia. Am avut mult mai multe de descoperit, întregare shopping online, ceea ce înainte nu făceam. Am avut timp de a face ordine în șifonier la mine. Uitați ce frumos și curat este. Acum că am făcut o pauză de la rezolvat teme și eu de predat online teme elevilor mei, această situație îmi permite să aloc mai mult timp pasiunii mele, adică origami, iar tati mă ajută cu piesele pentru anumite creații. Priviți, acestea sunt unele dintre creațiile noastre. Cea mai mare reușită a fost crearea unui spațiu verde, unui colț verde la mine pe balcon. Și în acest colț verde, bineînțeles că se găsesc plantele aromatice. Coriandru este unul dintre preferatele mele și mi-ar plăcea în curând să pot să-l pun în mâncare, chiar de la mine din balcon. La noi în familie s-a exploatat foarte mult zona aceasta de terasă. Am amenajat-o foarte frumos. Și practic este livingul nostru de vară, ca să zic așa. Aici se joacă toată ziua moțata mea. Eu am încercat să-mi umplu timpul și să-mi hrănesc sufletul pictând aceste tablouri. Dar mult a fost, puțin mai este.